Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte special astăzi, pentru că știu că vă plac foarte mult episoadele în care facem unboxing și diferite review-uri la diferite produse. Am mai făcut înainte și mi-a spus că vreți. Știți că am făcut review-uri și unboxing-uri la diferite telefoane, dar și la diferite gadget-uri utile. Așa că astăzi o să vreau să facem un review și un unboxing la un gadget, bă, destul de interesant și mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru că este un gadget simplu, dar foarte util. Așa că, haideți să vă arăt. Adică acesta. Ok, stați așa să se focalizeze cum trebuie. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de unboxing-uri și review-uri la diferite gadget-uri, produse și așa mai departe. Și scrieți în comentarii la ce mai vreți să mai facem video. Și astfel încât să vă zic și eu exact părerea mea. Ok, acesta este o cutiuță foarte mică, dar într-adevăr, bă, e foarte utilă și vă zic și de ce. Vedeți? Aici vedeți că scrie Fidget More și este de la Number Zero, se numește. Mai exact, este un Animated Car Air Freshener, adică este un suport pentru telefon, pentru mașină, 3-in-1. Pe lângă că este suportul de telefon care ține, bineînțeles, telefonul, ei bine, este și un fel de purificator de aer, așa că hai să facem unboxing-ul. După cum vedeți, are un fel de logo aici cu un delfin care o să se miște, o să vă arăt imediat, așa că hai să-l deschidem. Aici este cutia. Vedeți că are 3 stickere pe care o să trebuiască să le punem pe fața suportului auto. O să vedeți imediat. Să deschidem. Vedeți că mai are încă o cutiuță aici. Încă niște cutiuțe mai mititele, ca să zic așa, pe care o să vreau să le deschidem. Și, bineînțeles, suportul auto în sine. Ia uitați-vă cât de fain arată. Vedeți delfinul și dacă se rotește, ala de exemplu, ia fiți atent. La spate are un fel de motoraș care se învârte datorită aerului condiționat. Și în momentul în care ăsta se învârte, ia uitați-vă la delfin. Vedeți, dă din codiță și se mișcă. E foarte tare, cel mai tare suport auto pe care l-am văzut eu vreodată. Ok, aici pur și simplu se bagă la aerul condiționat, are suportul acesta. Aici vedeți că sunt niște pastiluțe pe care puteți să le puneți în suportul auto și astfel o să dea un miros fresh și proaspăt, foarte tare chestia asta, că îți dă și chestii de genul acesta, mirositoare, parfumate. Ok, am vrut doar să vă arăt, să vedeți ce e înăuntru. La fel și în asta, la fel și în asta. Ok, vedeți că o să vă dea 4 pungulițe, pliculețe cu aceste pasteluțe. Vreau să precizez, bineînțeles, că linkul de la acest produs îl găsiți în descriere. Vi-l recomand, este destul de ieftin, mai ales că acum, având în vedere că de-abia l-au lansat, aveți și reducere foarte mare, așa că linkul este în descriere, duceți-vă și uitați-vă exact. Dacă vă place, puteți să-l cumpărați, așa că hai să vedem următoarea. Aici avem, ia să vedem, încă o pastiluță. Mamă, cât de bine miroase asta! Asta miroase a săpun, la fel se pune în acesta, la spate, se desface și se pune. Haideți să vă arăt exact cum se poate schimba animația aceasta, pentru că puteți să puneți mai multe animații. De exemplu, hai să punem planeta Marte. Wow, este cu o planetă și un astronaut. Iar acesta este încă un model, după cum vedeți, o balenă care sare într-un ocean, dar aveți peste 10 modele din care puteți alege direct de la ei de pe site. Foarte tare. Și un lucru pe care vreau să-l precizez este că eu mi-am spart odată telefonul din cauza că nu am avut exact unde să pun pe suportul de la mașină. Și din cauza suportului de la mașină mi-a spart telefonul, adică ecranul. Yay! Cât ghinion să am! Dar uite că acum am noroc și am suportul ăsta. Continuăm video. Așa că haideți să vă arăt acum cum se pune o pasteluță din aceasta și să aveți mirosul proaspăt în mașină. Fiți atenți! După ce dați suportul acesta jos, are aici o intrare, vedeți? Și pur și simplu se ia pasteluța. Bam! Perfect! Iar apoi se montează la loc și aia e. Perfect! Dar acum, în momentul în care o să sufle asta, și uite ce frumos. Și încă o parte foarte interesantă este că tu poți să-ți faci orice fel de model vrei tu. Practic, dacă tu vrei să pui diferite modele care să fie animate aici, poți să desenezi ce vrei tu pe o hârtie și automat bagi hârtiuța, o scoți pe această animată și bagi tu absolut orice. O să fie DIY, ce e foarte tare. Este și pentru copii și te distrezi. Și pe lângă asta este și o chestie antistres, adică pe bune. Ok, iar acum vreau să vă explic exact cum stă telefonul pe acest suport. Acest suport este magnetic, adică în momentul în care tu îl pui la spate la telefon, o să stea lipit. Dar, atenție, doar iPhone 12, mai ales ultimele modele de iPhone lansate,
adică iPhone 12 și așa mai departe, au integrat în telefon un sistem magnetic. Dacă nu are sistem magnetic și ai un telefon mai vechi sub iPhone 12 sau Samsung și tot orice fel de model, o să trebuiască să cumpere un MagSafe, adică un suport magnetic care este destul de ieftin, undeva la 10-15 lei. Îl găsești peste tot la orice magazin. Așa că haideți direct la mașină să vă arăt exact cum funcționează. Așa că eu mă aflu acum în mașină, am suportul aici, bă, dar îmi place maxim cum se vede, uitați-vă. Foarte tare. Și hai să vă arăt exact cum se pune, pentru că mi se pare foarte interesantă chestia asta și mai ales foarte utilă. Așa că o să trebuiască pus direct la aerul condiționat, fiți atent. Perfect. Și uitați ce frumos vine. Ha, cât de tare e asta. Bun. Și haideți acum să atașăm direct telefonul, să vedeți exact cum se vede. Eu am aici un iPhone 8 Plus și mi-am pus în spate un MagSafe din acela, pentru că iPhone 8 Plus nu are incorporat un magnet în el, așa că pur și simplu mi-am cumpărat un MagSafe, v-am zis, un suport magnetic pentru telefon, le găsiți pe toate site-urile, așa că se atașează, super, s-a prins și pur și simplu apoi puteți să-l dați jos ori de câte ori vreți. Bam, superb, absolut superb, bam, vedeți, în orice poziție îl pui, stă impecabil. Așa că vreau să vă arăt acum cum funcționează suportul ăsta auto și animația aceea în momentul în care apăs pe aer condiționat să meargă, pentru că acum nu era pornit, așa că am apăsat aer condiționat, iar acum el merge și vedeți că ușor, ușor, în funcție de câtă putere are aerul condiționat, fiți atenți, că începe să se miște, așa că eu o să dau puțin mai tare, fiți atenți, o să-l dau puțin la maxim și o să vreau, ia uitați-vă, cât de tare! Ok, l-am dat acum mai încet și fiți atenți cât de mișto arată. V-am zis, puteți să faceți și DIY ca să puneți diferite animații aici. Aveți niște pastiluțe neparfumate unde puteți să puneți voi ce picături parfumate vreți voi de la magazin. Una singură era cea parfumată, era foarte fresh, dar celelalte sunt neparfumate ca să puneți voi ce aromă vreți. Nu știu, puteți și să îl rotiți exact în ce direcție vreți voi. Este foarte bine. Și v-am zis, merge cu orice tip de telefon, doar să vă cumpărați un MagSafe din acela. Așa că din punctul meu de vedere, băi, eu vă recomand asta. V-am zis, o să vreau să mai fac diferite review-uri la diferite produse, așa că linkul de la acest suport auto, care practic este 4-in-1 și mi se pare foarte tare, pentru că și copiii îl pot folosi sau dacă ești părinte, poți să-l cumperi și copilul face DIY orice animație vrea el, iar apoi o atașeze aici și mi se pare foarte tare. O să încerc și eu să fac DIY, să văd cum merge. Așa că scrieți în comentarii ce părere aveți voi despre acest produs și eu o să mai fac. Eu sper că v-a plăcut, așa că linkul încă o dată este în descriere, vi-l recomand și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari. Cei mai tari dansă, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu tăpace și iubire. Salutare!